Vă chem în această seară, în preajma unei pilde spuse de Domnul Hristos, care nu surprinde doar prin claritatea și profunzimea ei. Pildele, până la urmă, asta aveau ca scop principal să iau un adevăr ce intra și să-l prindă în termeni cât mai clar și cât mai plastici ca să-l înțelegem foarte ușor. Și pilda pe care urmează să o citim surprinde prin repercursiunile dure cu care se încheie și mai surprinde prin răsturnarea de situație. Când te aștepți mai puțin, când zici, răsufli ușurat și zici, gata, am înțeles pilda, se întâmplă ceva la finalul pildei care schimbă cu totul situația. Vom deschide împreună Sfânta Carte, în Evanghelia după Matei, citim din capitolul 22 primele câteva versete, primele 14 versete. Pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, vă chem să stați împreună cu mine în picioare. Iată pilda și remarcați, vă rog, pe măsură ce o citim, atât repercursiunile dure de la final, cât și schimbarea de situație. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit, împăratul s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetate. Atunci a zis robilor săi: Iată răsturnarea iarăși. Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Iarăși răsturnare. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Iată finalul dramatic. Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Ne rugăm ca Domnul să ne dea har și o inimă și o minte deschisă pentru cuvântul său. Stăm în preajma acestui cuvânt, acestei pilde. Spuneam că pilda aceasta nu surprinde doar prin schimbarea, prin finalul ei dramatic, ci și prin schimbarea de situație. El, pilda aceasta, de fapt, încheie un calup de trei pilde, toate asemănătoare. Prima pildă cu care începe acest calup, în prima pildă, Domnul povestește despre un tată care are doi fii. Are un fiu țâfnos și are un fiu șmecher. Tatăl se duce la fiii săi într-o zi și le spune: Duceți-vă și lucrați în holda mea. Cel țâfnos zice: Nu, nu vreau, nu mă interesează. Cel șmecher zice: Bine, da, mă duc. La final, cel care a zis bine, da, mă duc, care a încercat să-și vrăjească cumva tatăl, nu s-a dus. Cel țâfnos, deși a zis că nu se duce, se ia și se duce. Și Domnul încheie pilda cu o răsturnare, cu un final dramatic. Zice așa: Vameșii, și folosesc eu cuvântul frumos, vameșii și femeile ușoare merg înaintea voastră în împărăție. Închipuiți-vă că erau acolo preoți, erau acolo cărturari, erau acolo farisei, gulere albe, oameni care știau, oameni care cunoșteau, și să le spui ăstora că vameșii și femeile ușoare merg înaintea lor în împărăție, trebuie să fi fost pentru momentul acela un scandal. Cum adică? Și Domnul continuă spunând o altă pildă. Spune că un om bogat avea o vie
Și pentru că îndrăgea via aceea și pentru că a investit în via lui, a decis să o dea unor oameni care se pricep să facă bine viticultură. A dat unor vieri. Bineînțeles că și-a așteptat rodul. În mod normal, rodul ar fi trebuit să-i fie trimis acasă când via intrase pe rod. Dar nu i-a fost trimis. Și a trimis slujitorii, mai multe echipe de slujitori, într-un final chiar și fiul și-a trimis și ăștia, vierii, au decis că este mai bine să-i omoare pe toți, că poate, poate, așa, vor putea să pună mâna, vor putea să pună stăpânire peste vie. Și Domnul îi întreabă, măiastru, când va veni stăpânul viei, ce ziceți voi că va face el vierilor acelora? Și ei zic, pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde. Cine erau ticăloșii aceia? Ei. Prinși de pilda Domnului Hristos, își spun singur sentința. Și Domnul continuă linia aceasta de pilde și mai spune o pildă, pilda aceasta. Un împărat a dat o nuntă pentru fiul său. Înțelegem că știm cine e împăratul, înțelegem cine era fiul și înțelegem că era o nuntă unică, unică în univers, pentru că împăratul avea un singur fiu. Și ce nunți știu să dea împărații. Ce nunți. Bineînțeles că fiecare nuntă are o componentă politică și s-a dus la oamenii pe care îi prețuia cel mai tare, dregătorii, cei care erau apropiați de el și i-a chemat la nuntă. A făcut-o după modelul evreiesc. Întâi a trimis o invitație, din timp a trimis o invitație, vreau să veniți la nunta mea. Este prilejul, un prilej neasemuit de a vedea cum se naște o altă familie în dinastia mea împărătească. Vreau să veniți la nuntă. N-au băgat în seamă invitația. Împăratul mai trimite încă o dată invitația, schimbând slujitorii și spunându-le de data aceasta că nu doar că nunta este importantă, că e nunta fiului lui, dar s-a pregătit intens pentru nunta asta, a cheltuit. Și cuvântul, expresia ebraică de acolo este că pur și simplu n-au zis nimic cu câțiva dintre ei. I-au întors în batjocoră spatele și au plecat. Și împăratul hotărăște că nunta trebuie să meargă mai departe și se duce traducerea, aducerea în modernitate a textului. Se duce în piețe, se duce în checheci, se duce în locurile răufamate și le zice, vreau să veniți voi la nunta mea. Cei poftiți nu au vrut să vină, veniți voi. Și ăștia toți vin. Se umplu sălile împăratului. Când iese împăratul în odaia de nuntă, și aici pilda ne surprinde major, găsește pe unul care nu-i îmbrăcat în haine de nuntă. Și ce prietene! În inima noastră întrebarea este, Doamne, dar ai luat din checheci? La ce te așteptai? Și Dumnezeu îi zice, prietene, ce cauți aici fără haine de nuntă? Când împăratul îi vorbește, în text ni se dă de înțeles cât de mare forță avea împăratul, ăsta amuțește. Ați trăit vreodată sentimentul că vreți să spuneți ceva? Și pentru că momentul este de o duritate, evenimentul este de o importanță atât de mare, cuvintele nu vă ies pe gât. Vreți să ziceți, dar nu puteți. Ăsta, când împăratul zice, prietene, ce cauți aici fără haine de nuntă? Ăsta amuțește. Și împăratul este mai dur de atât. Îi zice, slujitorilor, luați-l. Îmi pătează nunta, aruncați-l afară. În plânsul și scrâșnirea dinților. Ce înseamnă pilda aceasta? Cum am putea o interpreta? Ce înseamnă detaliile ei și mai ales punctele ei de tensiune? Am vrea să le înțelegem bine. Pilda este o nuntă și până la urmă, pilda prezintă o nuntă și până la urmă istoria omenirii este istoria unor nunți, unei invitații la nuntă. Știți că istoria pământului nostru începe cu o nuntă. Este momentul în care Dumnezeu îi prezintă lui Adam în cuplu primordial pe Eva și Dumnezeu îi cunună, face atunci nunta. Și știți că istoria pământului se încheie tot cu o nuntă. Va fi momentul acela la care eu sper, nădăjduiesc, mă rog să fim prezenți fiecare dintre noi, cei care suntem aici. Va fi momentul acela în care Dumnezeu iarăși va mai face o nuntă. Își va cununa fiul cu mireasa sa biserica.
Și noi ne aflăm în etapa asta, între nunta primordială, cea din Eden, și nunta care va avea loc în Raiul lui Dumnezeu. Invitațiile deja au fost trimise. Invitațiile deja au fost trimise. Împăratul ne cheamă la nunta lui. Și asta nu este metaforă, asta este chiar adevărul pe care îl trăiește biserica și adevărul pe care îl proclamă biserica de ani de zile, de milenii chiar. Împăratul va face o nuntă. Și la nunta aceea ești chemat și tu. Și tu. Și tu. Fiecare dintre noi a primit o invitație la nunta aceea. Împăratul ne vrea la nunta aceea. Pilda surprinde tocmai acest moment în care ne aflăm cu toții. Momentul în care invitațiile au fost trimise și se așteaptă de la fiecare dintre noi. Pe măsură ce murim, am dat deja răspunsul. Răspunsul la invitație. Ce vom face? Ne ducem sau nu la nuntă? Suntem invitați chiar într-o calitate extraordinară. Aceea de mireasa mirelui. Slăvit să fie El. Ce vom face? Vom da atenție? Vom fi gata sau nu de nunta aceasta? Și pilda tocmai aici intervine. Răspunde, creionează cât mai clar, cât mai realist categoriile de oameni în fața invitației la nuntă. Sunt trei categorii de oameni, le spune pilda, care răspund acestei invitații. Așa a fost atunci, așa a fost în toată istoria lumii și așa este și astăzi. La nivel planetar, la nivel macro, dar și la nivel de biserică, de comunitate, de familie și de individ. Rămân trei categorii de oameni care aud invitația, care primesc invitația și care răspund în trei moduri diferite invitației lui Dumnezeu. De aceea, chemarea pe care o am înaintea dumneavoastră în această seară este să privim în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să ne întrebăm, eu oare cum am răspuns? Cum răspund aceste invitații pe care împăratul a trimis-o pe adresa mea? Înainte însă de a surprinde cele trei posibile răspunsuri, permiteți-mi să mai zăbovesc un pic în dreptul împăratului. Pentru a înțelege mai bine, mai clar, cum sunt răspunsurile pe care le putem da la invitația împăratului, trebuie să înțelegem bine, să nu ne scape, cine este împăratul. Și pilda vorbește despre împărat în culori foarte clare. Primul lucru pe care îl surprinzi, citind pilda la pas, despre împărat, pe care îl înveți despre împărat, este că împăratul este milostiv. Am crezut că toată biserica zice amin. Că e vorba despre Dumnezeu și vorba despre noi. Împăratul este milostiv. Dacă ei la rând, aproape fiecare acțiune a lui, descrie mila, îndurarea, răbdarea pe care împăratul o are și este modul lui de raportare pe întreaga durata pildei și pilda cumva surprinde întreaga durată a istoriei creștinismului. Din momentul în care Hristos moare și învie până când Hristos va reveni. Remarcați în pildă, este acel și împăratul a intrat în odaia de nuntă. Fiecare acțiune a lui descrie mila lui. Unu, sunt cel puțin patru momente care ne vorbesc despre milostivirea împăratului. Are o listă de invitați pe care îi poftește din timp la nuntă. După obiceiul vremii, așa cum spuneam, invitația a fost trimisă din timp la toți cei care trebuiau să vină. Împăratul poftește la nuntă. Iată milostivirea lui. Putea să facă un eveniment închis. Putea să zic că mă voi bucura de el, eu și curtenii mei, eu și familia mea regală, dar împăratul poftește la nuntă. Împăratul își dorește, își deschide ușile, își deschide palatul, își deschide împărăția și poftește la nuntă. Și aici vedem încă o dată milostivirea lui Dumnezeu. Faptul că ne-a poftit și pe noi la nuntă, faptul că ne-a chemat și pe noi la nuntă, arată bunătatea cea mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se închide pe sine, ci se deschide față de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, al doilea motiv pentru care împăratul e milostiv, remarcați în atitudinea
prima atitudine pe care o au cei care primesc invitația la nuntă. Citim încă din prima reținerea lor. Citim încă din prima modalitatea lor de a se retrage. Nu vor să-l bage în seamă, nu vor să ia în calcul, deși sunt puși pe listă. Nu vă răspunde bine. Și împăratul știe. Și remarci milostivirea lui din faptul că nu-i taie din prima de pe listă. Putea să-i taie. Auziți, ați fost la oamenii ăia la care v-am trimis. Da. Și voi ce credeți? Vin, nu vin? Împărate, mari îndoieli avem că vor veni. Bine, renunță la ei. Dar împăratul nu renunță. Și a doilea etapă în care vedem milostivirea lui, preamărit să fie el. A treia etapă în care vedem milostivirea lui, trimite la ei o altă misivă. De data asta schimbă slujitorii, probabil că a trimis slujitori care aveau mai mare importanță, un rang mai mare în împărăție și trimite cu a doua invitație, ba mai mult subliniază, aveți grijă. Aveți grijă. Dacă nu răspundeți, o voi considera trădare, ofensă. Aveți grijă. Cum citim asta? De unde vedem asta? Din faptul că le spune, am pregătit, nu spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Faptul că insistă. Faptul că își dorește neapărat. Ai avut vreodată vreun moment în viață în care să simți că Dumnezeu insistă? Că Dumnezeu te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și pune mâna peste tine? Că bate și bate și bate. Ai grijă! Ai grijă! La ușa ta este milostivirea împăratului. Nu pornește împotriva lor din start. Nu-i taie de pe listă, vedem și din asta milostivirea lui și iarăși milostivirea lui se vede și în momentul în care, deși ăștia nu răspund invitației împăratului, împăratul nu se oprește, ci se duce în locurile în care erau mai puțin probabil să găsească oameni vrednici pentru nunta lui. Aici aș vrea să celebrăm. Știți de ce? Că în locurile în care erau mai puțin probabil oameni vernici pentru nuntea împăratului, știți pe cine a găsit? Pe noi. Pe noi. Și ne-a chemat la nunta sa. Este cineva aici bucuros pentru că împăratul îl cheamă la nunta lui? Pentru că împăratul, deși n-a meritat, deși n-a făcut nimic pentru asta, deși nu era din spiță regală, deși nu s-a născut în neamul care trebuia, deși n-avea numele pe care trebuia să-l aibă, totuși împăratul l-a chemat la nuntă, slăvit să fie Domnul pentru asta. Împăratul, cum e împăratul? În primul rând, milostiv. Doi, hotărât. Hotărât. Când ăștia refuză, unii dintre ei cu o răzmeliță, că asta fac în momentul în care îi ucid o parte din slujitori și împăratul decide să radă satul ăla de pe fața pământului. Au o răzmeliță, se răzvrătesc împotriva lui. Când ăștia decid să nu se ducă totuși la nuntă, împăratul nu zice, nu, a venit cineva. Nimeni. Atunci nu mai facem nuntă. Gata, păi nu avem cu cine. Nu vine nimeni, nu vezi că nu vine nimeni. Împăratul nu e așa. Împăratul este hotărât. Nunta se va face. Că îmi place, că nu-mi place. Că vreau să mă duc, că nu vreau să mă duc. Nunta se va face. Și asta trebuie să o vedem în toată istoria creștinismului. O, câți nu s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Câți n-au zis că vor șterge cu creștinismul pe jos, că vor da la o parte fiecare regim politic care s-a ridicat, fiecare om care s-a crezut mai breaz, a crezut că va da jos cu pocăiții, că va da jos cu creștinismul, că gata s-a încheiat. Orice regim, fascismul, comunismul, oricare ați vrea dumneavoastră, umanismul, toți au zis. Nunta nu se mai face. Aș vrea să vă spun, plin de bucurie în seara asta, că nunta se ține. Nunta se face. Pentru că Dumnezeu este un împărat hotărât. Ce zice, se face. Ce hotărăște, ia ființă. Preamărit să fie numele Lui. Nunta se face
Întrebarea nu e dacă face sau nu, ci întrebarea este dacă eu și tu vom fi acolo. Vom fi acolo. Împăratul este milostiv, împăratul este hotărât și mai este ceva ce trebuie să vă spun și vă spun cu inimă grea, dar este adevărul Scripturii și trebuie să vi-l spun. Împăratul, în dreptatea lui, poate să fie și mânios. Poate să fie și mânios. Ea spune, dar n-ai zis adineaur că e milostiv? Ba da, este. Dar în dreptatea lui poate să fie și mânios. Este milostiv, dar mila lui Dumnezeu nu trebuie considerată slăbiciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este și drept. Că ne place, că nu ne place, că ne convine, că nu ne convine, Dumnezeu este și drept. Și când s-a depășit limita, când s-a sărit gardul, mânia lui Dumnezeu poate să ardă. Am predicat înaintea dumneavoastră de nenumărate ori, până acolo că sunt prieteni de-ai mei care mi-au zis că tu predici doar dragostea lui Dumnezeu. Și adevărat, sunt fascinat de dragostea lui Dumnezeu. Sunt fascinat de harul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Îl iubesc pe acest Dumnezeu care știe să reverse milă, care știe să ierte, care știe să aibă har, care știe să aibă răbdare. Dar în seara asta trebuie să vă spun și despre mânia lui Dumnezeu. Există o limită pe care nimeni nu trebuie să o treacă. Dacă a trecut-o, mânia lui Dumnezeu arde. Uitați-vă în text. Uitați-vă, vă rog, în text, nu vorbesc de la mine. Când au respins invitația împăratului, împăratul n-a zis nimic când ăștia au întors spatele. Nimic. A înghițit în sec și a mers mai departe. Dar în momentul în care s-au răzvrătit împotriva slujitorilor lui, i-au călcat în picioare și i-au omorât, împăratul și-a trimis armata și i-a călcat în picioare. Pentru că în mânia lui, noi când citim textul ăsta, zicem, Doamne, dar unde-i dreptatea ta? Nu se poate așa ceva. Iată dreptate. Iată dreptate. Împăratul poate fi mânios. Nu te juca. Nu te juca. Uitați-vă în text, din nou, text, doar text. În momentul în care împăratul intră în odaia de nuntă și îl vede pe ăsta pata de murdărie în nunta lui, împăratul nu-i zice, și să știți că acea expresie pe care o folosește acolo împăratul, prietene, nu este zeflemitoare. Nu. Este o dorință de apropiere. Vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat. Prietene, unde ți este haina de nuntă? Când el zice, când el amuțește, când el nu are niciun răspuns pentru asta, vom vedea imediat de ce. Împăratul nu zice, ok, bine, trece cu vedere. Ok, am înțeles. Asta e, nu ai, nu ai. Împăratul zice, așa ceva nu se poate. Luați-l. S-a încheiat. Pentru că împăratul, deși este milostiv și v-am spus etapele, cel puțin patru etape în text în care își arată mila, trebuie să o spunem clar și răspicat. Împăratul nu se joacă. Împăratul poate fi și mânios. Și în etapa asta vă întreb dacă putem să zicem slăvit să fie Domnul. Cum se răspunde invitația împăratului? Trei tipuri de răspuns pe care oamenii le au în fața invitației la nuntă. Le-au avut în toată istoria omenirii, le au și astăzi. Și eu vreau să vă spun că în seara asta am înaintea mea oameni care au fie unul, fie celălalt, fie celălalt tip de răspuns. Întotdeauna veți găsi oameni care în fața invitației împăratului au unul din cele trei răspunsuri. Le luăm pe rând, așa cum le prezintă textul. Încerc să mă supun textului biblic. Unu, primul tip de răspuns. Când vine invitația împăratului, prima categorie de oameni, primul tip de răspuns pe care îl întâlnim
este indiferența. Nu ne pasă. Nu ne pasă de invitația Lui, nu ne pasă de ce vrea El. E o indiferență, nepăsare, aproape rebeliune. Nu ne pasă. Bineînțeles că în text, parcă când citim textul acesta, parcă îl auzim pe evanghelistul Ioan care spune în prologul, în începutul Evangheliei sale, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Bineînțeles că în text, prima dată, primul răspuns, prima categorie de oameni la care trebuie să ne gândim când suntem onești cu textul biblic, sunt evreii. Domnul se adresează clar evreilor. A venit invitația și invitația a fost în primul rând și în primul rând întinsă poporului sfânt. Iar ei au tratat-o cu indiferență, cu nepăsare sau o altă categorie dintre ei o au tratat-o cu răutate, cu rebeliune. Dar îngăduiți-mi în seara asta că nu vreau să vorbim despre evrei. Să fac paralela cu o altă categorie de oameni la care invitația vine. Știți care? Care seamănă cu evreii. Cei crescuți aici, lângă Amvon, cei crescuți în familii de pocăiți, cei obișnuiți cu Dumnezeu, cei aduși pe brațe la binecuvântare, cei cărora le-am spus binecuvântarea, le-am dat binecuvântarea, cei pe care i-am crescut în frică de Dumnezeu și totuși, când a venit invitația pe numele lor, că invitația nu-i pe numele părintelui, nici pe numele țarului se creștinează țarul și e creștină toată Rusia. Invitația este pe numele fiecărui om în parte. Când a venit invitația pentru ei, au tratat-o cu indiferență. Nu ne pasă. Nu suntem interesați. Și permiteți-mi să mă adresez lor, fie că sunt, fie că nu sunt aici în biserică. Poate ne urmăresc online. Sperăm. Să nu crezi că este o întâmplare faptul că te-ai născut într-o familie de pocăiți. Să nu crezi că este o întâmplare, un joc al hazardului, al destinului, faptul că mama și tatăl tău credeau în Dumnezeu și te-a dus de când erai mic copil la biserică. Nu. Te-au crescut în preajma lui Dumnezeu, te-au crescut în preajma invitației pe care Dumnezeu o trimite. Te-ai născut într-o familie aleasă, dar nu în sensul predestinării, ci în sensul relației binecuvântate și vie pe care părinții tăi au avut-o cu Dumnezeu. Acolo, în casă, pentru cel care era credincios, a fost adus, prin cel care era credincios, a fost adus Dumnezeu. Și tu și eu, că și eu am crescut într-o astfel de familie, noi toți am crescut cumva, mare parte dintre noi a crescut cumva în preajma lui Dumnezeu. Prima categorie de oameni căruia Domnul îi întinde din prima, imediat invitația, este categoria aceasta a celor care erau considerați ai săi. Și ai săi, ăștia care au crescut în familie, ăștia care sunt obișnuiți, ăștia care au auzit de 1000 de ori, ăștia care le intră pe ureche și le ies pe amândouă, ăștia au primit invitația și au considerat-o nesemnificativă, neimportantă. Uitați-vă în text! Ce grozăvie să te cheme împăratul la nunta lui și el să fie împăratul universului și tu să-i zici, îmi pare rău, am treabă. Cum? Păi sunt ocupat. Cu ce? Mi-am cumpărat niște boi. Vreau sincer să văd dacă-s boi buni. Cum? Mi-am luat o casă. Vreau să mă duc dacă, să văd dacă are igrasie sau nu. Na. Mă însor. N-am eu timp de nunta ta. Cum? Cum? Este incredibil răspunsul. Este atât de ofensator la adresa împăratului încât îți vine să țipi. Cum? Și cu toate astea, nu este ăsta răspunsul pe care întâlnim adeseori? Auzi, n-am timp de biserică acum, crede-mă. Vin, dar vin mai târziu. Vin, dar vin spre niciodată. Cum? Împăratul te cheamă la nunta lui și nu îți pasă? Și nu te interesează, prima dată este întâlnit cu nepăsare, este o disproporție imensă între invitația pe care o face împăratul la banchetul lui, la nunta lui și meschinăria, permiteți-mi să zic așa, meschinăria scuzelor. Oamenii ăștia trăiesc în tragedia urgentului. Ei nu mai pot să facă distinție dintre ce e important și ce e urgent.
Nu mai pot să facă distinție dintre ce este cu adevărat valoros și ce piere imediat cu întrebuințare. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai înțeleg. Nu mai văd. Am deschis o listă de botez. Mai putem adăuga pe ea. Este o invitație la nuntă. Cum ai răspuns invitații? Du-te la mine, sunt tânăr și frumos. Pe mai târziu. Este aceeași meschinărie a răspunsului în fața invitației lui Dumnezeu. Unii răspund cu nepăsare, cu ignoranță. Alții răspund cu răutate. Este interesant textul, superbă Evanghelia. Remarcați versetul 6. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și abia apoi i-au omorât. M-am străduit să înțeleg când pregăteam mesajul ăsta cum au sărit ăștia de la bătaia de joc la crimă. Că ei n-au început cu crima, i-au început cu bătaia de joc. Și știți cum sună bătaia de joc a unora când le este întinsă invitația Evangheliei? Sunteți niște retrograzi, niște învechiți. M-am săturat de voi, nu mă interesează. Voi nu vedeți decât într-un fel, voi nu vedeți decât așa cum vreți voi să vedeți. Niște îndepășiți, niște înguști la minte. O, Doamne, și câte etichete n-au primit săracii părinți propovăduind Evanghelia copiilor săi. Câte etichete. Tu nu vezi. Și a început să enumere toate părțile întunecate a unora sau altora. Și de la bătaia de joc s-a ajuns la crimă. Folosiți crima ca idee, ca metaforă. Câți părinți n-au coborât în țărâna pământului cu inima sângerată? Părintele care îl iubește pe Dumnezeu își vrea copilul mântuit. Își vrea copilul mântuit. Poate să devină mâine președintele țării, nu-l împacă. Poate să aibă averi peste averi, nu-l împacă. Poate să devină unul dintre cei mai educați oameni ai planetei, un savant, nu-l împacă. Pentru că el își vrea copilul la nuntă, la nuntă. Iar unii au răspuns invitației împăratului cu această batjocoră, cu această răutate. Lasă-i și pe ea, că știu și eu. Îți spun în seara asta, dacă ai spus vreodată așa, că nu știi, că nu știi, că nu înțelegi, că în fața ta nu mama și tata îți întinde invitația, ci este însuși Dumnezeu care se așteaptă să răspunzi la invitația Lui. Vom continua să ne rugăm pentru tine, ca Domnul să te atingă și să-ți vorbească și Domnul să răspundă rugăciunile părinților și toată biserica să zică amin. Unii au răspuns așa invitații, cu nepăsare sau cu rebeliune. Permiteți-mi să merg acum, să fac un salt și să merg la ăsta la alt. Că există un alt tip de răspuns la invitație, cu neglijență. Cu neglijență. El face parte din categoria oamenilor care totuși s-a dus la nuntă. El face parte din categoria oamenilor care a fost culeasă de la răspântie și răspântia este o metaforă a deznădejdii, a încurcării, a trecerii, a zădărniciei, a indecisului. El a fost cules de acolo. De acolo l-a luat Dumnezeu. A fost cules și a dus în sânul bisericii. A acceptat invitația la nuntă. Știți ce înseamnă această acceptare a invitației la nuntă? A coborât aici. A coborât aici. Când regele l-a chemat, el a zis, vin. Vin. Doamne, cum să nu? La palat mă duci? La palat vin. Mă duci la mese? Vin la bunătatea lui Dumnezeu. Mă duc să văd somptuozitatea palatului? Vin. Și a venit. Și a coborât în apa botezului, a acceptat invitația împăratului. Dar după aceea, remarcați că în pildă există o trecere de la momentul în care omul este chemat la nuntă și momentul în care regele intră, împăratul intră în odaia de nuntă. Ceva se întâmplă în viața omului ăstuia, între momentul în care acceptă invitația și momentul în care se întâlnește cu împăratul. Și ceea ce se întâmplă este neglijență. Neglijență. Vă spuneam,
Poate că și în mintea fiecăruia dintre dumneavoastră s-a ridicat întrebarea asta. Dom'le, dar cum se poate să-l judeci dacă l-ai luat de la răspântii de drum? Păi omul n-a fost pregătit. Sunt două idei, pe amândouă le putem folosi aici, pe care teologii le spun. Prima idee, nunțile oamenilor bogați. Pentru că erau nunțile oamenilor bogați. Erau nunți care se țineau după etichetă. Împăratul ținea la o anumită, un anumit îmbrăcăminte, un anumit fel de a fi la etichetă. Și pentru că era conștient că nu toți cei invitați la nuntă pot să ducă eticheta, când intrau în odaia de nuntă, primeau o haină. Haina împăratului. Și asta este frumos. Pentru că aduceți-vă aminte ce spune Isaia, Isaia 61:10, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Și este adevăr în asta, pentru că în momentul în care cineva coboară în apa botezului, Hristos îi întinde haina neprihănirii Fiului Său. Iată haina în care poți să fii la nuntă. O altă interpretare spune că la anumite nunți era chemat de la răspântii de drum, dar se aștepta la el să se curețe un pic. Să dea un pic praful. Să nu fie neglijent. Auzi, te cheamă, te ia, te întorci acasă de la muncă și pe drum, închipuiți-vă imaginea superbă, se oprește limuzina președintelui, zice, președintele te cheamă. Acum? Da. Păi lasă-mă să mă... Vino așa. Ce faci în limuzină? Păi te uiți un pic la tine. Mai te scuturi un pic, mai te îndrepți un pic, dacă ești șifonat, mai tragi un pic de haine ca să te prezinți. Cât de cât ok. Cât de cât ok. Asta intră în odaia de nuntă și folosim amândouă interpretările. Ce s-a întâmplat cu haina pe care a primit-o? Când a apărut în mintea lui ideea că poate renunța la ea, cu ce a înlocuit-o? Ce haine a pus pe el? Haina propriei neprihăniri? Haina faptelor? Haina propriei îndreptățiri? Sau să ne ducem în partea cealaltă? De ce a devenit neglijent cu îmbrăcămintea lui? Și ce înseamnă neglijent? A început să trăiască oricum. S-a uitat în dreapta, în stânga, a văzut că toți mai păcătuiesc și a permis și el. Și astăzi una, mâine alta, apoi mâine alta, și a tot îngrămădit și a tot îngrămădit. A văzut că nu-l trăznește nimic din cer. Și pentru că nu l-a trăznit nimic din cer, a zis, se poate, auzi, se poate. Până când s-a putut? Până când? Până când împăratul, nu un om, împăratul a intrat în odaia de nuntă. Când a intrat în odaia de nuntă, era deja prea târziu pentru el. Împăratul a întrebat, ce-i cu tine? Haina pe care o primise, poate că o aruncase. Petele de pe haina lui se mulțiseră. N-a fost atent. A trăit oricum. I s-a părut că Dumnezeu oricum îl iartă. Și s-a prezentat înaintea împăratului într-o formă în care împăratul a zis, eu haină ți-am dat și neglijent ai fost. S-a încheiat. S-a încheiat. O altă modalitate de a răspunde invitației împăratului. Să zici da, dar să rămâi neglijent. Să zici da, dar să nu-ți pese cum trăiești. Să zici da, dar să nu te pliezi deloc pe regulile împăratului. Zic, Doamne, ferește-ne. Pe noi și pe copiii noștri și toată biserica să zică, amin. Două modalități până acum. Cum poți răspunde invitației împăratului? Unu, poți răspunde invitației împăratului cu neglijență, cu nepăsare, cu întorsul spatelui. Poți răspunde invitației împăratului cu da, dar neglijent. Și trei, închei cu asta, poți răspunde invitației împăratului cu uimire. Cu uimire și cu bucurie. Uimire și bucurie. Vă aduceți aminte, imaginea aceasta se oprește lângă tine, caravana regală, vin caii împăratului, vin oștenii împăratului, vin curtenii și zic, împăratul face nuntă
și tu ești acolo la piață, vinzi ceva, faci ceva, acolo la răspântii, nu știi încotro să te duci, nu mai știi ce să faci cu viața ta, nu mai știi înspre ce să te îndrepți și acolo la răspântii zice, împăratul te cheamă la nuntă și nu-ți vine să crezi. Pe cine? Pe tine! Pe tine! Împăratul te vrea în anunta lui. Și iată primul motiv de uimire, primul motiv de încântare, împăratul te vrea la nuntă. Și apoi motivele cresc, ajungi în sala tronului, în sala de nuntă a împăratului. Ajungi să vezi toate minunățile acelea și minunăția și uimirea crește. Tu, Apollo, iată că da, iată că este posibil. Cum poți răspunde împăratului cu uimire? Mi se pare că am pierdut din dimensiunea trăirii noastre tocmai această uimire că Dumnezeu vrea să aibă ceva de a face cu noi, că Dumnezeu ne primește înaintea sa, că Dumnezeu ne iartă, ne spală în sângele Fiului Său, ne îmbracă în hainele neprihănirii sale, binecuvântat să fie Domnul, cu uimire. Și uimirea modelează tot. Felul în care trăiesc, felul în care mă simt, felul în care îmi păstrez curate hainele, cu uimire, împăratul vrea să aibă de-a face cu mine. Împăratul m-a chemat la nunta sa, împăratul a așezat masa bunătăților sale înaintea mea, cu uimire. O, Doamne, dă-ne această uimire! Adu-ne aminte, așa cum predicam rândul trecut, de acea dragoste și dă-ne puterea să ne întoarcem la acea dragoste din tâi, uimiți de bogăția pe care Tu o reverși în viața noastră, în inima noastră, cu uimire. Tu cum ai răspuns împăratului? Îmi voi să te întreb în seara asta. Mă întreb și pe mine. Tu cum ai răspuns împăratului? Cu nepăsare? Cu neglijență? Sau cu uimire? Am zis da și am venit. Și Hristos m-a mântuit, preamărit să fie numele Lui. Există o cântare frumoasă care zice, uimit de atâta bogăție, ce am găsit-o, Doamne, în Tine, mă întreb ce aș fi fără de Tine în viața aceasta de suspin. Uimire, uimit de bogăția pe care Dumnezeu a revărsat-o și continuă să o reverse peste viața noastră. Uimire. Uimire că împăratul vrea să aibă de-a face cu noi. Uimire că împăratul ne poartă pe brațele sale. Uimire că împăratul lui pasă de noi. Uimire. Un creștin adevărat nu epuizează niciodată sentimentul de uimire. De uimire că Dumnezeu l-a luat în calcul, că Dumnezeu s-a revărsat înspre el, că lui Dumnezeu îi pasă de el. Uimire. Iată cine sunt. Iată ce am. Am o invitație în buzunar. M-a chemat împăratul la nunta fiului său și într-o dimineață, când toate se vor trece, într-o dimineață când vom uita de pământ și de tot ce a însemnat pământul ăsta, vom deschide ochii și vom intra în împărăția lui Dumnezeu, așezându-ne cu sfinții la masă. Uimire! Cine? Noi? Da, noi.